Am început data trecută să privim în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, care ne ajută nu doar să aflăm cazul acestei biserici, ci și să-l aplicăm zilelor noastre. Dar mai presus de toate să continuăm să-L cunoaștem tot mai bine pe Dumnezeu, pe care autorul scrisorii ni-l prezintă ca fiind Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Așa scrie în versetul 3 din 2 Corinteni 1. Și pe care, prin Duhul Sfânt, îl avem permanent de partea noastră. Duhul lui Dumnezeu este menit să ne întărească, să aline durerea și singurătatea, să alunge frica și să șteargă îngrijorările. Când vom fi convinși că realmente Dumnezeu este cu noi în toate provocările și testele vieții, frica nu va mai avea puterea asupra noastră și vom ști că trăim prin credință și nu prin simțuri. Dar e bine să știm că Dumnezeu îngăduie adesea ca până și copiii săi să resimtă suferința. Și are întotdeauna cele mai bune motive pentru asta, deși cel mai adesea noi nu le vedem sau nu le înțelegem în acele momente și ne plângem sau cârtim, dar Dumnezeu folosește suferința pentru scopurile sale bune și înalte în ce ne privește. Și în plus, vom putea fi de folos și celor care vor trece ulterior prin încercări similare. Îndurările Domnului produc în noi calități și resurse pe care trebuie să le împărtășim și noi, la rândul nostru, când și cu cine trebuie. Viață pentru viață. Cam așa descrie Pavel lucrarea de slujire creștină. Ne rugăm unii pentru alții, ne ajutăm unii pe alții, învățăm cum să ne încredem în Dumnezeu, chiar și privind sau fiind alături de cei ce se confruntă cu necazurile. Să nu uităm cât contează și ce rol puternic are mărturia vieții noastre. Să arătăm sfințenia și curăția de inimă date de Dumnezeu, cum scrie în versetul 12 din capitolul 1. Suferința are un mare rol în a le obține și împărtăși. O frază din același prim capitol al acestei scrisori înglobează lucrarea curentă a Duhului Sfânt. Citim, începând cu versetul 21, Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Întâi, deci, Duhul Sfânt ne convinge de păcătoșenia noastră, apoi, în măsura în care ne recunoaștem păcatul și îl regretăm, cu dorința de a nu-l repeta, și dacă îl acceptăm pe Iisus Hristos ca Mântuitor și ne consacrăm Lui, Duhul Sfânt ne regenerează, produce în noi nașterea din nou. Și astfel, Duhul Sfânt se simte ca acasă în cei mântuiți și locuiește în ei, în noi. Dumnezeu a pus Duhul Său cel Sfânt în fiecare credincios, ca o dovadă că respectivul îi aparține lui Dumnezeu. Și dacă îi aparții lui, nu vei mai fi niciodată străin, părăsit, pierdut. Poate că te vei mai abate sau vei mai rătăci, dar El va veni după tine și te va găsi și te va readuce acasă. În chiar începutul acestei scrisori am constatat deja mângâierile și harul lui Dumnezeu arătate în cele mai grele împrejurări ale vieții noastre. Și vom continua să-L vedem acționând prin aceleași mângâieri într-o restaurare a sfinților care alunecă sau greșesc. Nimic nu iubește și nu-i place mai mult lui Dumnezeu decât să manifeste har și îndurare. Ne oprim aici, sper să ne reauzim și data viitoare, când veți afla lucruri la care sunt convins că nu v-ați gândit despre cele 10 porunci.